Valeria a venit în fugă de la fermă și a început să facă ordine în casă. Să facă plăcinte, să pună supa la fiert, iar ea însă și făcea curățenie prin casă și cărările din curte, numai praf zbura. Vecina Baba Tosia s-a uitat peste gard și a întrebat curioasă. Bună ziua, Valeria! De ce ai început o asemenea curățenie generală? Se apropie vreun eveniment important, Femeia și-a șters de pe frunte și a răspuns. Oh, mătușă Tosia, da vine. M-a sunat fiica mea Nadia, vine astăzi acasă cu un mire de la oraș ca să mi-l prezinte. Dar el nu este un tânăr obișnuit. Leonid provine dintr-o familie de oameni de afaceri importanți. Așa că iată mă învârt încă de dimineață. Bătrâna a rămas cu gura căscată. Felicitări, e bravo fata, și-a găsit un prinț, deci acum vei fi o pasăre importantă. Fii atentă să nu devii prea încrezută. Nadia a suspinat. Oh, nu se știe. Și dacă nu-mi va place de acel tânăr. Noi suntem oameni simpli de la țară, nu oameni bogați. Sunt îngrijorată. Spre seara au sosit oaspeții. Nadia s-a aranjat, a îmbrăcat o rochie decentă și a întâmpinat-o pe fiica sa și mirele ei se îngrojorase în zadar. Leonid s-a dovedit a fi un tânăr simplu deschis și sociabil. Nu se ținea cu nasul pe sus și se comportat foarte respectuos. A lăudat supa de varză și plăcintele. Vă mulțumesc, doamna Valeria, totul este atât de minunat și delicios. Nu se poate compara cu mâncarea de la restaurant. Și în general, este frumos în casa dumneavoastră, confortabil. Nadia strălucea, nu-și putea lua ochii de la logodnicul ei, și a început o conversație importantă. Mamă, să nu uită de ce am venit noi aici! Părinții lui Leonid vor să te cunoască personal, pentru că urmează să ne căsătorim. Te invită la un restaurant la cină peste o săptămână. Vei merge? Pentru mine este foarte important, înțelege. Totul s-a răcit în interiorul Valeriei. O fică, de ce să mergi direct la restaurant? Puteam să luăm cina acasă în familie. Eu sunt doar o lăptăreasă, nu merg în astfel de locuri, nici măcar nu am o ținută decentă. Veți fi și voi acolo? Leonida a răspuns. Nu, părinții mei au spus că veți fi doar dumneavoastră și ei. Cum s-ar spune, va fi o întâlnire privată, tetatet. -tet. Nu vă faceți griji, totul va fi bine. Este doar pentru câteva ore. Singură înțelegeți așa e tradiția, cu scris trebuie să discute, să se cunoască. La urma urmei, în curând vom fi o familie. Nadia a suspinat. Bine, dragii mei, doar pentru voi. O să merg și eu. Mă bucur atât de mult că v-ați întâlnit, că v-ați îndrăgostit unul de altul, un cuplu atât de frumos. Nu mă satur de voi. Femeia a făcut patul pentru tânărul cuplu și s-a dus în camera ei să se odihnească. Nadia i-a arătat lui Leonid fotografiile din copilărie și a spus. Uită-te la asta, sunt eu când aveam cinci ani. nu i așa că eram amuzantă. Tunsoarea mea și urechile mari. Iar asta e la absolvirea liceului. În oraș aveți clase de 30 de elevi, dar noi am avut doar 12, dar cu toții eram prieteni deci știe cum îți pare aici. Bănuiesc că sălbatic, asta e. Toate instalațiile sunt în curte, un aragaz românesc. Și știți, îmi plăcea foarte mult când eram copil, când era frig afară, mă urcam pe patul de pe sobă cu motanul musteață și stăteam în căldură, era atât de dulce să dorm acolo. Leonid și-a sărutat cu bâlândețe mireasa. Nu-ți face griji, dragă, îmi place aici. Sunt liniștit de faptul că ești din sat. Și ce e rău în asta? Oamenii trăiesc altfel. Nu toată lumea este la fel de norocoasă ca mine să aibă părinți bogați. Dar nu asta e cel mai important, nu-i așa? Am avut o mulțime de fete în clasă. Dar vezi tu, toate sunt la fel, ca de la o linie de asamblare fără suflet îmbrăcate frumos și la modă, își dau din gene cu extensii, dar nu au nimic în cap. Nimic despre ce să vorbească. Tot ce vor e să fie duse la restaurant și să primească cadouri. Sunt nebunite după telefoanele lor, își fac poze și își îndoaie buzele ca o rață. Asta e ridicol. Dar tu ești diferită, ești adevărată. Ai o frumusețe naturală discretă, dar seducătoare, și ești, de asemenea, inteligentă, citită, cu tine este interesant. Părinții mei vor face cunoștință, vom discuta totul, îmi voi lua diploma și ne vom căsători. Nadia se top de atâtea cuvinte sincere, se strânse lângă Leonid și șopti. Eu te iubesc atât de mult, Leonid. Ești cel mai bun, ca să știi. Luna strălucea slab prin perdele, Mirele adulmecase de mult timp ceva dulce și s-a gemuit amuzant. Iar Nadia stătea încă întinsă, visând la cum se vor căsători în curând și, de asemenea, își amintea de copilăria și adolescența ei. Nadia și-a petrecut întreaga copilărie în acest sat liniștit. A crescut cu mama ei, iar tatăl ei, Vasile, a murit de tânăr, când ea avea doar doi ani. Fetița abia dacă și-l amintea, doar portretul din camera mamei sale îi amintea de el. Mama Nadiei a iubit-o foarte mult. A încercat să-și țină fica hrănită și îmbrăcată, economisea pe toate. A lucrat ca lăptăreasă, se trezea de vreme și fugea la fermă. Munca era grea, mama obosea foarte tare. O durea mâinile, ducea găleți și alte vase mari. De asemenea, de asemenea era nevoie pentru a reface totul în jurul casei și să păstreze curățenia. Ficei era milă de mama ei, pentru că era atât de frumoasă, păr lung șaten, ochi albaștri și gropițe în obraji. Chiar și acum, în ciuda anilor de muncă grea, arată bine. Deși a uitat de mult ce înseamnă îngrijire și produse cosmetice. Dar nici nu există timp pentru asta în sat un hanorac și cizme de cauciuc până la genunchi. Acesta este întregul dulap. Mama a început să-și convingă fiica să meargă în oraș după școală. Nadia, dragă, du-te în oraș. Am economisit niște bani aici, vei avea destui pentru prima dată. Încearcă să te înscrii pentru a studia, poate vei găsi un loc de muncă și te vei stabil cumva. Ce să faci tu aici o fată tânără în sat? Să mergi la fermă, Uită-te la mine! La mâinile mele! Picioarele de asemenea sunt umflate, venele ies acum ca niște umflături. Ei bine, nu degeaba ai absolvit școala cu o medalie. Poate vei avea noroc. Ei bine, dacă nu, vei avea întotdeauna timp să te întorci. Te rog un singur lucru, fii atent cu băieții! Înțeleg totul, tinerețe, pasiune și dragoste, dar nu te grăbi să te dai fără să te uiți atent, nu sări în piscină cu capul înainte. Poți vedea și singură cât de greu mi-a fost să te pun pe picioare fără soț. Deci fi o fată deșteaptă. Iată așa a ajuns Nadia în marele oraș. La început a ajuns împreună cu mama ei. Valeria a aranjat fiica ei să locuiască într-o pensiune, a plătit o cameră și abia apoi a plecat cu inima calmă, Deși Nadia a studiat perfect, totuși nu a reușit să intre în departament cu normă întreagă. A fost cât pe ce. Nadia era atât de supărată și plângea chiar pe treptele universității. Toată lumea plecase cu mult timp în urmă, clădirea era goală, iar ea stătea acolo, neștiind ce să facă acum. Îi era rușine să se întoarcă în sat. Cum să o privească pe mama în ochi? La urma urmei, ea a crezut în fica ei iar dacă să trăiască aici, atunci de unde bani? Portarul Maria Feodorovna a venit la ea, a început să întrebe cine este și de ce plânge. Nadia însă și nu știa de ce i-a spus totul. A arătat pașaportul și documentele. A fost atât de dezgustător și trist la inimă și a vrut să împărtășească cel puțin cu cineva. Femeia în vârstă s-a uitat atent la tânără și i-a părut rău pentru ea și i-a propus. Știi ce, nu mai plânge. La cu siguranță nu vor ajuta aici. Bucureștiul nu a fost construit imediat. Nu ești prima și nu ești ultima. Nu ai reușit cu normă întreagă, nu e nimic, du-te la un curs ceva. O diplomă este o diplomă. Orice este mai bun decât nimic. Am auzit aici că un loc în bibliotecă a fost eliberat. O să întreb sigur mâine. Dacă merge, te angajezi acolo. Ei plătesc puțin, dar cel puțin vei trăi. Și nu este o treabă prăfuită, doar nu vei saci. Uite, dacă mă stărui pentru tine, tu să nu mă dezamăgești. Să nu lipsești și să lucrezi cu sufletul. Nadia chiar a strălucit de fericire. Oh, mulțumesc, Maria Fedorovna! Sunt de acord! Să nu crezi că sunt o fată rea! Sunt o fată de la sat, mama m-a crescut strict. Voi încerca, nu vă voi dezamăgi. Ce idee grozavă aveți? Nici nu m-am gândit la departamentul de corespondență. Voi depune documente mâine. Femeia în vârstă mormăi. Aha, toți nu sunteți răi la început și majoritatea vă întoarceți într-o lună și chiar cu descendenți. Așa că fii atentă iată așa Nadia a prins rădăcini încet în oraș. A lucrat bine în acea bibliotecă. Chiar i-a plăcut pentru că adora lectura de la o vârstă fragedă, tăcerea, pacea, cel mai important a curatețe și perseverență. De asemenea, studiile mergeau bine, în curând diploma a fost planificată. Aici, la locul ei de muncă, ea l-a cunoscut pe Leonid, acest tânăr în ochelari eleganți și scump venea adesea aici să studieze, lua multă literatură și studia totul, de la copertă la copertă. La început au vorbit politicos, apoi s-au împrietenit. Și într-o zi Leonida a rămas până târziu și a mers să o vadă pe Nadia acasă. Nu a durat mult să meargă. Căminul era în apropiere. Fata a zâmbit și a spus. Ei bine, mulțumesc că m-ai condus. Nu te chem la ceai, paznicul nostru este strict, nu-i place când străinii stau prin preajmă. Leonid a luat-o brusc de mână și a spus. Nadia, îmi place foarte mult de tine. Pot să te invit la o întâlnire? Mâine? Pe la ora 8. Nadia a fost încântată, i-a plăcut tânărul și a răspuns. Sunt de acord. Uită-te, fără prostii! să nu crezi că dacă sunt din sat, atunci sunt o proastă. Leonid a râs și și-a pus mâna pe cap. Da, generalul meu, fără prostii. Nu mai filme și înghețată, bine. Așa că au început să se întâlnească. Au existat și sărutări și plimbări sub luna plină. Tânărul a dus-o pe Nadia la un restaurant de mai multe ori, dar nu i-a plăcut acolo. Era frumos, delicios, muzica era superbă, dar incomodă. A preferat să meargă de-a lungul terasamentului, să hrănească rațele și să se bucure de natură. Cea mai de neșters impresie asupra fetei a fost făcută de o plimbare cu barca pe râu. Ațipat de bucurie, emoțiile băteau peste margine. Părinții lui Leonid, aflând despre noua sa dragoste, au fost furioși și nu au aprobat relația sa cu o fată din sat. Ei credeau că astfel de proști căutau doar proști bogați care să se căsătorească cu ei înși și să se înregistreze în capitală. Leonida a dus-o pe Nadia acasă la conacul său elegant de mai multe ori. Dar de fiecare dată când mama lui, Nina Sercivna, o privea pe Nadia de parcă ar fi vrut să incinereze, strângându-și buzele subțiri, că fata se grăbea să părăsească această casă inospitalieră cât mai curând posibil. Tatăl Vadim Petrovici în general se certa cu Leonid, încercând să-i explice truismele. Fiule, am văzut o penadia ta. Ei bine, ce ai găsit în ea? Este un șoarece gri. Fără luciu, fără glamour. Da, și vine dintr-o fermă colectivă. Ei bine, unde te grăbești? De ce să te căsătorești cu ea? Cum îți vei întreține familia? Și unde veți locui? la căminul ei. Sau o vei trage aici. Nici să nu te gândești la asta. Mama nu va supraviețui asta. Ei bine, faceți o plimbare deocamdată, distrează-te cu ea, dar nu mai mult. Iar apoi vom vedea. Dar Leonid a fost încăpățânat și a trăit întotdeauna după propria sa minte. Tată, oprește-te! Aceasta este o conversație inutilă. Am o diplomă într-o lună, voi lucra dacă nu o iei la birou, nu e nimic, m-am uitat deja la câteva companii bune, voi obține un loc de muncă ca manager, vom închiria un apartament și vom trăi ca toți ceilalți. O iubesc pe Nadia, cum poți să nu înțelegi? Nu am nevoie de nimeni altcineva. De ce măsori totul cu bani? Dar sentimentele? Astfel de derapaje se întâmplau din ce în ce mai des, iar Leonida a ridicat întrebarea la alt nivel dacă nu vor înceta să-l deranjeze, el va părăsi casa. Această opțiune clar nu le plăcea părinților, deoarece fiul era singurul lor copil și iubit și nu îl puteau pierde. Iar apoi mama lui a venit cu un plan foarte rău și insidios. Între timp, mama Nadiei, Vera Ivanovna, se pregătea cu putere pentru o cină cu cuscri. I-a cerut soției primarului din sat o rochie frumoasă și elegantă, a suferit toată noaptea pe bigudiuri de fier care zăceau de vreo 20 de ani. Prietena i-a făcut o coafură frumoasă și un machiaj ușor și o geantă de mână la modă pentru seară. Privindu-se în oglindă, Valeria a zâmbit și a rămas mulțumită de rezultat. Iar Elena, prietena sa, în general a fluturat din mâini de uimire. Valeria, ești o adevărată vedetă. Cu siguranță îți vei pune privitorii în spatele centurii. Ce frumoasă ești! Tu nu trebuie să mulci vaci, ci să mergi pe podiumuri. Ei bine, asta este, fără multă vorbă, succes! Valeria a spus. Mulțumesc, Elena! Sunt atât de îngrijorată, deja tremur bine de tot. Vreau niște valeriană. Sper să meargă totul bine. Doar că inima simte că ceva nu este în regulă. Ei bine, despre ce ar trebui să vorbesc cu ei. Nu am fost în Maldive, nu am mâncat homari sau altceva. Bani pentru nuntă la fel nu prea am. Crezi că ei vor putea intra în situație? Ei bine, orice s-ar întâmpla, se va întâmpla. Eu mă duc. Două ore mai târziu, Valeria a găsit adresa potrivită și a intrat timidă într-un restaurant pompos scump. S-a uitat în jur și a admirat. Turnare din stuc pe tavan, vocea unor artiști celebri de avangardă pe Sena, foarte multă strălucire. Chelnerul a venit la ea. Bună ziua, aveți o rezervare. Valeria a răspuns. Bună ziua, da, pe Filatov, numărul 8. Pe mine cu scri ar trebui să mă aștepte acolo, așa ne-am înțeles. Chelnerul a condus-o la masă. Aici, aceasta este masa dumneavoastră, totul este deja pregătit. Iar oaspeții probabil că deja sărbătoresc. Distracție plăcută! Valeria s-a uitat la cei șase bărbați și femei îmbrăcați scump, care au devorat cu lăcomie mâncăruri scumpe și au băut vin vechi și scump, și nu putea înțelege ce se întâmplă și unde sunt părinții lui Leonid. Femeia îi ținea minte destul de bine, văzându-i odată într-o fotografie. Dar acești oameni care stăteau la o masă imensă erau absolut străini. L-a atins pe bărbatul care stătea pe margine și l-a întrebat: Scuzați-mă, eu nu înțeleg nimic. Unde este Nina Sergivna și Vadim Petrovici? Mi-au spus că ar trebui să mă aștepte aici. Bărbatul a luat o înghițitură de vin și a răspuns: Nici măcar nu suntem la curent cu asta. Nina Sergivna ne-a invitat la un banchet, a comandat totul și a spus că dumneavoastră plătiți pentru tot. Dumneavoastră sunteți Valeria Ivanovna, nu-i așa? Am fost încă surprinși de o asemenea generozitate. Dacă o persoană plătește, de ce să nu venim? Aceasta este o glumă, da. Eu personal iubesc glumele. Apropo, bucătăria de aici este pur și simplu divină. Stridiile sunt cele mai proaspete. Stați jos, măcar mâncați ceva. Vreți niște vin? Și apropo, care este motivul dumneavoastră pentru care sărbătorim? Cu ce să vă felicităm? Sângele s-a repezit la capul Valeriei, chiar i s-a făcut rău. Iată aceștia sunt cu scrii adevărați. Ce surpriză! Se gândea febril la modul în care va plăti pentru acest banchet superb. Pentru că în avea bani doar pentru drumul de întoarcere. Nu este nimic de făcut. Valeria s-a așezat și, cu o înghițitură de durere, a fluturat un pahar de vin. Nu e nimic de pierdut. Să moară, deci cu muzică. În acest moment, o cântăreață încerca să cânte pe scenă. Dar sincer nu avea nici auz, nici voce, iar vizitatorii au început să fluiere și să strige ca ea să fie scoasă de pe scenă. Era cu adevărat imposibil să o asculți. Amintirile au inundat-o pe femeie. La urma urmei, și-a studiat odată la o școală de muzică și de speranțe. Cel mai important vis al ei din copilărie a fost să devină cântăreață și să cânte pe scenă. Vinul și șocul celor întâmplate au lovit atât de tare capul Valeriei, încât s-a ridicat brusc, a mers hotărâtă direct pe scenă, a luat microfonul, s-a uitat în jurul publicului și a început să cânte. Cerul va fi acoperit cu pete de stele, iar ramurile se vor îndoi elastic te voi auzi de la o mie de mile distanță, suntem un ecou. Suntem un ecou lung unul celuilalt. Toată lumea din sală a tăcut brusc, orchestra a început imediat melodia și a cântat în ritm, iar publicul a început să bată din palme. Mulți se șopteau. Este divin. O copie a Anei Herman. Și femeia chiar arăta ca ea într-un fel. Ce talent! O astfel de performanță sinceră nu a fost niciodată auzită în restaurant. Chiar și directorul a venit. Iar sala a explodat cu aplauze. Și oamenii au cerut să continue. Vitalie Nikolaevici a alergat și l-a întrebat pe Kellner. Sergei, cine este doamna și ce face ea pe scena noastră? El doar a ridicat din umeri. Pur și simplu o femeie a decis să cânte. Polina noastră a fost alungată de pe scenă. Iar aceasta, iată, este apaudată în picioare. Dar vocea este într-adevăr frumoasă, fiți de acord. Directorul s-a apropiat, s-a uitat mai aproape și a ghâfăit. A început să bată din palme cel mai tare și a început să strige. Valeria, ești foarte bravo! Femeia, auzind o voce familiară, s-a uitat la bărbat și abia s-a ținut în picioare. Acesta era el, Vitalie, prima și cea mai puternică și mai strălucitoare iubirea ei. A fost jenată și a coborât de pe scenă. Bărbatul s-a repezit la ea. Valeria, ce întâlnire! Câți ani, câte ierni au trecut! Ești aceeași frumusețe! Și vocea foarte frumoasă! Nu am avut niciodată o sală atât de plină în viața mea, în instituția mea. Cum ai ajuns aici? Sărbătorești ceva. Valeria zâmbita mar. Da, Vitalie, sărbătoresc. Ultima zi din viața mea. Bărbatul a rămas surprins. Haide, nu spune asta. Explică ce și cum. Valeria nu a suportat și a izbucnit brusc în lacrimi. – Păi iată cu scrimei au aranjat o surpriză. Au spus, vino la restaurant, au dat numele și numărul mesei, ei au spus, ne vom familiariza. Și au comandat un banchet scump și au invitat străini, dar trebuie să plătesc eu. Îți poți imagina! La urma urmei, știau perfect că sunt o lăptăreasă din sat și nu aveam bani. Au decis să mă facă de râs, să mă distrugă. E grozav, așa e! Și cu ce voi plăti eu? În portofel sunt doar bănuți. Am niște rude foarte bune. Biata fică nu bănuiește nimic și fiul lor, Leonid, pare un tânăr de treabă. Am fost atât de fericită pentru ei. Iar acum ce? Așa că am decis să cânt de durere. Oricum mă vor da afară din restaurant. Și poate poliția va fi chemată acum. Vitalie l-a chemat pe kelner. Eu voi plăti pentru acest banchet, înțelegi. Această femeie este o bună prietenă de-a mea și nu datorează nimic. Valeria s-a grăbit să-l îmbrățișeze pe salvatorul ei. Vitalie, mulțumesc foarte mult! Ai salvat de la rușine o lăptăreasă din sat săracă. În acest moment, vizitatorii cereau cu toții încă un cânec, iar directorul a întrebat. Valeria, pot să te rog să cânți din nou pentru vizitatori? și în general vino să lucrezi la mine. Ai o voce atât de divină încât întregul oraș va veni doar la restaurantul meu, iar concurenții vor muri de invidie. Ei bine, ce ai uitat în sat? Ai de gând să mult din nou. Iar așa cel puțin vei câștiga bani buni. Nu te voi supăra. Capul Valeriei tocmai se învârtea din tot ce se întâmpla. Atât de multe evenimente simultan, atât bune, cât și rele, toate amestecate. A urcat din nou pe scenă și a cântat ușor și încrezător. Lumea nu este simplă, deloc simplă, în ea nu te poți ascunde de furtuni și fulgere. Publicul a înțeles imediat vechea melodie cunoscută și toată lumea a aplaudat din nou. Valeria nu a luat autobuzul acasă în acea seară. S-a discutat mult timp cu Vitalie, au băut vin și apoi el însuși a dus-o în sat, luând o promisiune că ea va veni să lucreze la el. Fica a sunat de trei ori, întrebând din nou și din nou cum a decurs seara. Primul impuls al Valeriei a fost să exprime totul, cât de dureros și insultător a fost pentru ea și că probabil nu merită să legăm soarta fiicei sale cu oameni atât de ticăloși. Dar apoi și-a amintit de Leonid, ochii lui amabil, și a decis că copiii nu sunt responsabili pentru părinții lor și nu merită să strice fericirea tinerilor. Ea a răspuns veselă. Este în regulă, Nadia, nu-ți face griji. Ne-am distrat bine, foarte sincer. Prietena sa, Elena, s-a repezit chiar de dimineață, a trebuit să afle totul. Valeria deschide. Încă mai dormi. Cum rămâne cu ferma? Vei fi certată. Ei bine, spunem. Cum a mers totul? Ai fost o frumusețe, așa e. Femeia a zâmbit fericită. Elena, dacă îți spun totul, nu o să-ți vină să crezi. Știi pe cine am întâlnit? Prima iubire a vieții mele, Vitalie. El este directorul acelui restaurant. Am cântat o melodie acolo și mi-a oferit să lucrez la el. Îți poți imagina asta. De la o să la o cântăreață. Incredibil, singură nu-mi vine să cred. Prietena a gârfuit. Serios. Cel cu care ai avut o aventură la școala de muzică. Ei bine, Valeria, spunem. O să-i spucnesc de curiozitate. Valeria a râs. Dar ce să spun?" Am fost studentă, am studiat în oraș, a studiat și el la departamentul vocal. Acolo ne-am întâlnit. M-am îndrăgostit de el imediat. Era atât de cald, bălând, temperat și foarte gelos. Apoi mi-a dat buchete de trandafir și mi-a cântat serenade, apoi ne certam. În general, ca un vulcan. Și apoi ne-am certat aiurea. El a devenit gelos pe mine, iar eu m-am suparat foarte rău. Iată așa și ne-am despărțit. L-am întâlnit curând pe Vasia și m-am dus acasă cu el să locuiesc în sat. Am scuipat totul. Am fost o proastă. Tânără și proastă. Ce pot să spun? Și ieri abia l-am recunoscut. Un bărbat atât de frumos și respectabil. Deci mă gândesc, ar trebui să fiu de acord sau nu. Elena s-a ridicat de pe scaun și a fluturat din mâinile. Ei bine, ești nebună, femeie. Nu, hai să refuzăm, ia găleată, și mergi la vaci. Desigur, fi de acord. Este ca și cum ai câștiga un milion la loterie. Aceasta este o șansă unică în viață. Ai visat să devii cântăreață toată copilăria. Erai nebună după asta. Deci, visul tău se împlinește. La ce să te gândești? Valeria se îndoia dar cum să părăsesc casa? Și ferma. Sunt obișnuit aici, cunosc totul, e al meu. Elena a calmat-o. Nu-ți face griji, voi avea grijă de casa ta. Și voi lua capra manca și pui tăi la mine deocamdată, și câinele la fel. Du-te și nici nu te gândi la nimic. Cum i-ai spus Nadiei tale? Vei avea întotdeauna timp să te întoarceți. Și Valeria a decis să ia această șansă. S-a mutat în oraș. Vitalie i-a închiriat un apartament confortabil nu departe de restaurant și a spus decisiv. Deci, așa este Valeria. Mâine este prima ta zi lucrătoare, sau mai bine zis seara, iar astăzi vom crea o imagine pentru tine. Mă uit că nu stai bine cu ținutele. Valeria era jenată. Dar ce fel de ținute sunt în sat? pentru ce ele acolo. Uitasem deja ce sunt astea. Doar că încă nu am câștigat bani pentru ținute. Vitalia a fluturat mâna. Iată ține, consideră-le un avans. Acum sunteți fața instituției, cartea de vizită, ca să spunem așa. Vom păstra marca. Valerian să și-a înțeles că are dreptate, trebuie să se pună în ordine, altfel ar fi păcat să se arate în public. Și Vitalie a dus-o mai întâi la un salon de înfrumusețare, apoi la un butic cu haine la modă. Valeria nu a experimentat niciodată o astfel de plăcere atunci când mâinile moiale maestrului i-au oferit proceduri de îngrijire medicală și masaj, urmate de o manicură. Apoi au reîmprospătat părul, iar două ore mai târziu a ieșit o persoană complet diferită. Vitalie chiar a spus. Iată așa da, Valeria, tu ești irezistibilă, într-adevăr îmi pot imagina ce se va întâmpla când te vom îmbrăca. Este absolut minunat. Femeia a fost încântată de astfel de complimente, nici ea nu s-a recunoscut. Unde a dispărut lăptărea sa, care a fost adormită de viață? Acum o doamnă proeminentă, îngrijită, o privea din oglindă. Prima seară în restaurant a fost un mare succes. Clienții au fost încântați de noua cântăreață. Vocea ei melodioasă și cântecele de dragoste frumoase au creat romantism și au adăugat dispoziție și emoții pozitive. Fica, aflând astfel de vești, a fost și ea fericită pentru mama ei. În cele din urmă, se va odihni și va face ceea ce iubește cu adevărat. Vitalie se îndrăgostea din ce în ce mai mult de Valerian în fiecare zi, nu se putea sătura de ea. A început să zăbovească la serviciu, doar pentru a fi cu ea puțin timp dar încă nu îndrăznea să-și recunoască sentimentele, pentru că era căsătorit de mult timp. Chiar și atunci, după o separare dureroasă de Valeria în tinerețe, părinții lui l-au convins să se căsătorească cu o moștenitoare bogată, Tamara. Iar arunca banii și cunoștea valoarea și avea un caracter teribil de capricios. La început, viața de familie părea să meargă bine. Dar Vitalie a visat să aibă copii, iar Tamara nu a fost de acord să rămână însărcinată în niciun fel. S-a protejat cu grijă și nu a vrut să-și strice silueta impecabilă. De-a lungul anilor, au devenit din ce în ce mai îndepărtați unul de celălalt. Soția a început să bea din ce în ce mai des, la început au fost cocktailuri inofensive cu prietenele, șampanie și vin, iar apoi mai mult. Când era beată, se comporta foarte urât făcea scene sălbatice de gelozie și scandaluri. Vitalia a încercat să o readucă la conștiință de mai multe ori. Și ea părea să-și revină în fire, dar nu pentru mult timp. Tamara a adus un stil de viață inactiv, nu făcea nimic, stătea doar pe la petreceri și umbla cu prietenele. Ea și învinuia soțul că nu i acordă suficientă atenție, fiind rar acasă. Vitalie își dorise de mult să divorțeze de ea, dar îi era milă de ea, dându-și seama că atunci ea cu siguranță se va duce la fund. Dar acum că o întâlnise pe Valeria, nu se mai putea uita la soția sa alcoolică. Cariera Valeriei mergea în sus, a început să câștige decent, dar încă nu a cheltuit prea mult pentru ea însă și a economisit pentru copii pentru nuntă. Ea a vrut să-și aducă contribuția la banchetul festiv, astfel încât ea și fiica ei să nu fie considerate moarte de foame. Nadia și Leonida au avut, de asemenea, totul mergea bine. Tânărul a obținut o diplomă, și-a găsit un loc de muncă și ei se pregăteau cu putere pentru nuntă. Și numai Nina Sergivna a fost acerbă. La urma urmei, planul ei insidios nu a funcționat. Nu a înțeles cum a reușit atunci această țărănoaică să iasă din planul acela. De unde a obținut atât de mulți bani pentru a plăti integral pentru un banchet scump? Femeia a fost furioasă și și-a bătut la cap fără milă soțul. Vadim, de ce stăm cu mâinile în sân? Trebuie să facem ceva. La urma urmei, brusturele nostru este într-adevăr pe cale să se căsătorească cu această lăptăreasă din sat. Hai gândește-te! Noi avem atât de multe conexiuni, trebuie să încurcăm acest lucru. Nu voi fi rudă cu această Nadia și cu mama ei. Mă vor râde toți. Ziua de naștere a Ninei Sergivna era aproape, iar ea și soțul ei au decis să o sărbătorească în restaurantul lor preferat. Bineînțeles, nu și-au invitat nici fiul, și nici pe Nadia, pentru a nu se face de râs în fața unor oaspeți eminenți. În mijlocul sărbătorii, gazda a anunțat. Dragi oaspeți, acum noua noastră cântăreață, Valeria, va cânta în fața voastră. Vă asigur, vocea ei divină nu va lăsa pe nimeni indiferent. Toată lumea se uită la scenă cu interes. Cu toții se uitau spre scenă și hopa a ieșit și ea. Valeria arăta grozav într-o rochie rubinică lungă și strânsă și pantofi rafinati. Părul lung, frumos, îngrijit îi curgea peste umeri, iar ochii îi ardeau de lumini fierbinți pentru că îi plăcea foarte mult să cânte, punându-și tot sufletul în fiecare cântec. Valeria a cântat o melodie frumoasă despre dragoste și fidelitate, iar Nina s-a uitat la ea uluită, recunoscând în noua cântăreață viitoarea cuscră. Era literalmente acoperită de un val de ură și invidie. Un singur gând îi bătea în cap, cum a reușit această ticăloasă de la țară să izbucnească în oameni? Este pur și simplu de necrezut. Și e îmbrăcată atât de bine. Ca și cum, într-adevăr, este o vedetă. Dar asta nu a fost tot. Valeria i-a recunoscut și pe Nina și soțul ei și a decis să le ofere o surpriză în schimb. Pur și simplu era imposibil să reziste când aplauzele s-au potolit și publicul s-a liniștit, Valeria a luat din nou microfonul și a spus cu voce tare. Doamnelor și domnilor, îmi voi lua posibilitatea să o felicit pe draga filatova Nina Sergivna cu ziua ei. Am auzit multe despre caracterul ei amabil și simpatic și, în general, este o persoană grozavă. Este o glumă să arăți o asemenea generozitate și să comanzi un banchet scump pentru viitoarea cuscră. Merită mult, sincer. Mulțumesc pentru tot, Nina Sercivna! Fiți fericită! Pentru faptele tale bune, cu siguranță vei fi răsplătită pe deplin. Toată lumea a aplaudat, fără să bănuiască ceva. Și doar Nina însă și s-a înroșit ca un crab fiert, amintindu-și perfect batjocura. Voia să apuce imediat părul acestei femei impudente. Dar era imposibil să facă asta. În jur sunt oameni dragi și a trebuit să spună mulțumesc și să aplaude și ea. Nina sorb un pahar după altul și urmărea nervoasă spectacolul Valeriei. Nu i-a scăpat că directorul restaurantului i-a înmânat personal un buchet superb de trandafiri și a privit-o atât de sufletește. Aha, totul îmi este clar acum. Deci, iată cine este vrăjitorul bun probabil că a reușit să se culce cu directorul pentru a nu plăti banchetul și chiar și-a scos un loc de muncă în același timp. Inteligentă, exact ca fiica sa. Ei bine, nu-i nimic. O să-i spun soției lui Vitalie Nicolaevici despre aventurile sale din lateral și despre o nouă pasiune, să vedem cum își scoate părul. Atunci cu siguranță nu va fi nunta fiului. Ei voi spune fiului meu că mărul nu cade departe de măr. Așa că și Nadia lui este la fel. Păcat că el nu și-a dat seama încă. Chiar a doua zi nina Sergivna a aranjat o întâlnire cu Tamara într-o cafenea. Cunoscându-și pasiunea pentru alcool, femeia a comandat vin puternic și, după ce a băut un pahar, a început o conversație inimă la inimă. Vedeți, doamna Tamara, vă respect foarte mult și nu m-am putut abține să nu vă avertizez doar o persoană leneșă nu bârfește în societate despre faptul că soțul dumneavoastră are o amantă. Aceasta este noua cântăreață de la restaurantul lui. Am văzut-o, nimic special, în plus, este o lăptăreasă obișnuită din sat. Și vocea este foarte mediocră. De unde Vitalie a dezgropat-o nu pot imagina. El este agățat în jurul ei, așa că ar fi bine să luați măsuri înainte de a fi prea târziu. Eu însum sunt căsătorită de mult timp și mă doare să văd cum o familie atât de puternică și fericită ca a voastră se poate prăbuși din cauza unei proaste din sat. Fața ta mare s-a schimbat și a devenit palidă ca creta. Ești sigură? Iată ticălosul. Și mă gândesc de ce aproape că nu a mai apărut pe acasă. Și se comportă ciudat. Își ascunde ochii tot timpul. Deci asta e chestia. Mulțumesc, Nina, pentru solidaritatea femeilor. De ce să mai pierdem timpul? Am de gând să merg chiar acum și să-i dau o lecție grea acelei femei. Pentru o lungă perioadă de timp nu va mai fi vânătoare de soții altor persoane pe care ia din familie. Femeia s-a ridicat hotărâtă, a plătit și a plecat cu un mers nu tocmai sobru. Și Nina a savurat singură și a fost absolut mulțumită de ea însă și. Ei, bine, asta este. Acum această Valeria s-a terminat. La urma urmei, mulți oameni știau temperamentul scandalos al Tamarei. În acea seară, Valeria se pregătea pentru un spectacol în camera din spate, când Tamara Beata a luat cu asalt în ea ca o nebună. Ochii ei ardeau cu un foc nebun nesănătos. Femeia a dat peste Valeria din spate, fără să o lase să-și revină în fire și a început să strice. Oh, gunoi de fermă colectivă! ai decis să-mi iei soțul din familie. Boschetaro. Vitalie și cu mine am fost căsătoriți toată viața. Și iată-te tu aici. Nici măcar nu se uită la mine acum. Nici acasă nu vine. Deci ascultă-mă atent. Ești în oraș și du-te înapoi în pustia ta. Chiar acum. Altfel îți voi scoate tot părul sau chiar mai răul voi aranja. Mă înțelegi? Vitalie este al meu și pentru totdeauna. Ție e clar? Valeria se lupta și a strigat. Ajutor! Sunteți nebună! Nu mă culc eu cu soțul dumneavoastră. Suntem doar vechi cunoscuți. Așa că mi-a oferit un loc de muncă. Doar când și atât. Ei bine, dacă nu crezi, întreabă-l singur. Nu trebuie să mint. Dar nu s-a oprit tamara înfuriată. I-arunca blesteme și țipa la tot restaurantul. Un kelner îngrozit a venit alergând la țipete și abia a separat femeile. Știa temperamentul violent al soției directorului și văzuse scene similare de mai multe ori, așa că a început să o calmeze și să o ia încet. Valeria plângea. A fost atât de umilită și rușinată. Amestecată cu noroi nu ea nu va mai sta niciun minut aici. La naiba cu toți. Femeia a anulat spectacolul, a fugit la apartament și a împachetat febril valiza, lăsând fiecare lucru pe care i l-a cumpărat Vitalie și a plecat înapoi acasă. Când prietena sa Elena a dormit, a deschis ușa seara târziu și a văzut-o pe Valeria plângând, a rămas doar uimită. Valeria, ce faci? Ce s-a întâmplat? Femeia plângea și spuse prin suspine, Gata Elena, am terminat de jucat. Nu vreau nimic. Dăm cheile. Mâine voi lua capra și mă voi întoarce la fermă. Am fost atât de umilită, numită urât. Și nici măcar nu aveam așa ceva în minte. Cât de rău mă simt. Elena și-a dat seama că este necesar să-și salveze prietena. A luat-o cu forța spre sine, a scos o tintură de cireșe, a turnat pahare și a ordonat. Haide, bea și până la fund, și apoi plânge cât vrei. Poate că te vei simți mai bine. Întotdeauna mă ajută când soțul face trucuri. Au stat mult timp în bucătărie. Valeria și-a revărsat sufletul, îmbătându-se treptat și calmându-se. Elena curioasă a întrebat. Ei bine, sincer, Valeria. Îl iubești, nu-i așa? Ei bine, spune adevărul. Altfel nu ai fi atât de jignită. Încă îl iubești și acum. Femeia a dat din cap în semn că da. Îl iubesc Elena, bineînțeles că îl iubesc. Atât de mult încât inima mea se oprește. Sângele mi se răcește în vene. Dar doar că mi-am revenit târziu. Vitalie este căsătorit, iar această vulpe cu siguranță nu-l va lăsa să plece nicăieri. Așa că trebuie să-l uit, să-l scot din inimă dar cum? Spunem cum să mordon să -l uit. Când îmi mai amintesc de el. Și au trecut atâția ani. Și Nadia este de la el, înțelegi. E tatăl ei. Elena a sărit în sus. Cum așa? N-ai spus niciodată. Credeam că e de la soțul tău, Vasile. Valeria plângea din nou. Toată lumea a crezut așa și fica mea crede așa. Niciun suflet viu nu știa despre asta. La urma urmei, când m-am despărțit de Vitalie, abia o lună mai târziu mi-am dat seama că sunt însărcinată. M-am speriat teribil. Și apoi Vasile a început să aibă grijă de mine. Dar aici am găsit o cale de ieșire. Era cu inima mică, nu i-am spus nimic și am început să locuiasc cu el. Era bun, mă iubea. Am aflat că sunt însărcinată, am fost încântat a iubit-o pe Nadia, a Dar eu tot nu puteam să-i recunosc că nu este a lui. Iată așa -i. Prietena a spus. Ce întorsătură. Deci ce faci? Vasia nu mai este de mult timp, spunei lui Vitalie despre fiica sa. La urma urmei, el are dreptul să știe. Valeria doar a fluturat din mână. De ce au trecut atâția ani, are propria familie. Și cum o să-i explic toate astea fiicei mele? Nu, Elena, nu vreau nimic. Voi trăi așa cum am trăit și acesta este sfârșitul. Nu a ieșit din mine o cântăreață. Nu e sortit să fie. Vitalie nu a fost mai puțin uimit când chelnerul i-a povestit despre scandalul sălbatic al Tamarei și despre vizita ei la Valeria. El a spus că Valeria a fugit de la restaurant cu lacrimi în ochi și nimeni nu a mai văzut-o. Lui Vitalie i s-a părut că inima lui a încetat să mai bată în acel moment. Nici nu-și putea imagina că o va pierde pe Valeria. Ea a devenit sensul vieții sale, aerul său. Bărbatul s-a repezit mai întâi la apartamentul închiriat, acela era deschis. Cheile erau pe raftul din hol, toate lucrurile erau pliate frumos pe canapea, iar Valeria a dispărut. Vitalie s-a apucat de păr prostule, idiotule, e numai vina mea. Ar fi trebuit să vorbesc cu Valeria cu mult timp în urmă, să-i mărturisesc despre dragostea mea. Și în cele din urmă să divorțează. Iar acum ce? Îmi pot imagina cât de jignită este Valeria. Cât de supărată este pe mine. A umilit-o atât de rău. Vitalia a plecat acasă furios. Tamara, ca de obicei, servia Whisky, le nevind impresionant într-un fotoliu, televizorul era tare. Bărbatul, fără să-și scoată pantofii, a intrat în hol, a oprit televizorul cu telecomanda și a spus brusc soției sale. Tamara, știu totul. De ce ai făcut acest scandal urât? A jignit o persoană nevinovată. Femeia beată a râs obraznică. Acestea sunt doar mici floricele dacă ea mai apare vreodată lângă tine, jur, îi voi scoate tot părul într-o clipită. Va ști că nu trebuie să ia asoții din familie. Vitalie era furios. Din ce familie Tamara? Revinoți unde vezi familie. Locuim ca vecini într-un apartament comunal de mult timp, nici măcar nu avem despre ce să vorbim. Tu ai doar o prietenă, sticla. Asta e, răbdarea mea a izbucnit, divorțăm. Tamara a sărit de pe scaun, dar s-a clătinat și a căzut chiar pe podea. Vitalia a oftat și a ajutat-o să se ridice. Femeia a strigat. Ține minte, eu te voi da în judecată pentru tot, vei rămâne fără niciun ban. Tu doar știi cine este tatăl meu. Nu o să divorțez de tine. Vitalia a răspuns decisiv. Nu-mi pasă, ia-ți totul am suficientă putere și creier pentru a-mi începe din nou afacerea de la zero. Gândește-te la tine. Sfatul meu pentru tine, ia-te în mâini. Dacă vrei, voi aranja și vei fi tratat într-o clinică anonimă. Te sinucizi, Tamara. Nu vreau să ne despărțim ca dușmani. Dar femeia a continuat să înjure și să arunce blesteme în direcția soțului ei și a Valeriei. Vitalie a privit-o cu dezgust pentru ultima dată și a spus: La revedere, Tamara! Trăiește după cum știi! Au trecut trei săptămâni. Valeria nu a trăit tot acest timp, ci pur și simplu a existat. Ca un robot, s-a dus la fermă și înapoi, a hrănit animalele și chiar a gătit ceva. Dar toate gândurile erau doar despre Vitalie. Cât de dori a fost de el! Îi lipsea o voce, o privire, un zâmbet. Ea și-a reproșat că nu a spus adevărul despre fiica ei. Elena și-a vizitat prietena, a încurajat-o cât a putut. Valeria, revinoți și înveselește-te. Mănâncă măcar ceva. Ești atât îngândurată încât ai pierdut și în greutate. Nu poți continua așa. Pur și simplu nu te mai gândi la el. Valeria a început imediat să plângă de la aceste cuvinte. Nu pot, cum să nu mă gândesc la el, îl iubesc. Tocmai mi-am dat seama acum. Nu mă pot descurca fără el, asta e tot. Nici nu m-am gândit că la 45 de ani o dragoste veche ar putea izbucni cu o asemenea forță. Este bine că Nadia nu vede asta, altfel ar spune că mama ei a nebunit la bătrânețe. Aici nunta cei mele este aproape, dar eu m-am îndrăgostit ca o fetiță. Să-mi fie rușine. Elena și-a îmbrățișat prietena. Ești prostuță. E bine că te-ai îndrăgostit. Vei vedea dacă te iubește și el pe tine, va veni, cu siguranță. Era dimineața de vreme, Valeria încă dormea. Deodată, o mașină a venit până la casa ei. Și câinele a lătrat frenetic, rupând lesa. Inima femeii bătea furios și s-a dus să deschidă ușa, așa cum era, într-un halat de baie și papuci. Vitalie stătea pe prag cu un buchet imens de trandafiri și o valiză. El a spus încet. Sunt aici pentru tine, Valeria, pentru totdeauna. Am divorțat de Tamara. Îmi pare rău pentru scandalul ei sălbatic. Te iubesc, Valeria, ca atunci în tinerețe, chiar și mai mult. Și nu te voi da nimănui. Pot să intru? Nu vrei să mă alungi. Valeria plângea și s-a aruncat pe gâtul lui Vitalie. Ea s-a agățat de el și a șoptit. Și te iubesc! Și nu te voi lăsa să pleci în altă parte. Ți-e clar? M-am simțit atât de rău fără tine. Oh, ei bine, de ce stăm în picioare? Intră! Mă duc până la fermă acum, voi mulge vaca și vin înapoi. Îți aduc niște lapte proaspăt. Vitalia a sărutat-o. Te duci acolo pentru ultima dată. Și vin cu tine, te voi ajuta. Și apoi plecăm. În oraș. Pentru totdeauna. E suficient pentru tine, Valeria, să muncești din greu. Acum mai pe mine. Valeria a râs. Nu fi ridicol mă tem că vacile mele nu vor aprecia costumul tău de afaceri. Nu, așteaptă-mă acasă, liniștește-te deocamdată, mă întorc curând. Valeria s-a descurcat repede, ea strălucea ca un soare senin. Elena a întrebat-o, prieteno, tu de ce strălucești atât de tare? A venit făt frumos. Valeria dădu din cap. A venit Elena, a venit. E divorțat, mă duce la el acasă. Plecăm. Doamne, sunt atât de fericită! Prietena a îmbrățișat-o pe Valeria. Ei bine, ți-am spus, dacă te iubește, se va întoarce. I-ai spus despre fică. Nu! Valeria, nu poți face asta. El e tatăl. Femeia a fost de acord. Da, încă nu am avut timp. Dar ai dreptate, nu pot face asta. Merg să-i spun chiar acum. Ei bine, la revedere, Elena. Acum vom veni aici ca în vacanță. Prietena și-a fluturat mâna. Fericire pentru tine, Valeria. O meriți. Valeria și-a schimbat hainele pe coridor, s-a dus la baie și deja din prag a auzit un miros delicios. S-a uitat în bucătăria de vară și a gâfuit. Vitalie în costum și șorți, lucra cu putere și principal lângă tigaie, ouăle prăjite erau prăjite pe ea, Femeia a râs. Oh, micul dejun este deja gata. Nu mă așteptam. Mulțumesc. Vitalie și-a șters transpirația. Nu o să-ți vină să crezi, eu directorul restaurantului, dar nu am știut niciodată cu adevărat să gătească și nici nu m-am învățat. Am făcut o prăjite, dar și pe acestea le-am ars. Tu ești singura speranță. Ei au luat micul dejun, iar Valeria a decis să aibă o conversație sinceră. Vitalie, ascultă! Ceea ce voi spune probabil te va surprinde foarte mult. Nadia este fiica ta. Când ne-am despărțit, mi-am dat seama mai târziu că sunt însărcinată și apoi l-am întâlnit pe Vasile. Ei bine, știi, el nu a înțeles nimic, a crezut că fiica mea s-a născut prematur, cu o lună mai devreme. O iubea foarte mult pe Nadia, dar el a murit de vreme. Și numai eu știam că nu e fica lui, și e fica ta. Iată așa! Știu că am acționat prost și necinstit, dar atunci eu nu am văzut nicio altă cale de ieșire. Bărbatului nu-i venea să creadă, i-au apărut lacrimi în ochi. Doamne, Valeria! Nu aveam nicio speranță că voi deveni tată. Tamara nu a vrut să nască în niciun fel și întotdeauna mi-am dorit atât de mult să am copii. Ce fericire! Dar soțul tău a murit cu mult timp în urmă, de ce nu m-ai găsit mai înainte? Nu mi-ai spus despre asta. Dar eu aș fi renunțat imediat la tot. Aș fi ajutat-o, aș fi iubit-o. Femeia tocmai a oftat. Ei bine, am crezut că ai propria ta familie, de ce ai nevoie de toate acestea? și nu știu dacă mai fi crezut sau nu. O altă întrebare este cum să-i spun Nadei despre asta acum. Ea crede că Vasile este tatăl ei. Deci nu-și amintește deloc de el, dar totuși. Cum pot să-i explic toate astea? Nu-mi pot imagina. Și ce va crede despre mine? Vitalie s-a apropiat de Valeria, a îmbrățișat-o, a sărutat-o cu pasiune, apoi a șoptit. Valeria, îți faci viața prea complicată. Totul se va rezolva de la sine, veți vedea, doar lasă timpul să decidă. Și amândoi au fost copălșiți de oceanul pasiunii, nu au observat nici vechea canapea scârțitoare, nici zgomotul care latră în curte, nici cocoșul care țipă în tot cartierul, tocmai s-au dizolvat unul în celălalt. Chiar din acea zi, viața verei s-a schimbat dramatic. Parcă chiar în acel basm despre cenușărea sa, care a fost găsită în cele din urmă de prințul fermecător, în timp ce încălță un pantof. Ia și Vitalie s-au dus în oraș, au început să locuiască în același apartament închiriat pentru moment. La urma urmei, Tamara a reușit să ia totul, cu excepția restaurantului. Dar acest lucru nu i-a speriat pe amândoi. Valeria a început să cânte ca înainte, clienții veneau cu plăcere, iar afacerea a crescut și s-a extins. Vitalie i-a cunoscut pe Nadia și Leonid, și au început să comunice. Se tot uita la fiica sa și, -și că găsea trăsăturile în ea. O aluniță deasupra sprâncenei, aceleași urechi ușor proeminente și privirea lui. Și într-o zi nu a putut suporta, a decis să vorbească. Așteptat până când Nadia a ieșit din muncă, și s-a apropiat de ea. Nadia, să ne așezăm! Am o conversație foarte importantă cu tine. Nu știu cum să încep, sincer, nu știu cum să o colesc, așa că îți voi spune direct. Sunt tatăl tău biologic. Să nu crezi că sunt un ticălos sau că te-am abandonat, nu. Doar că eu însumi am aflat recent acest secret teribil de la mama ta. Nadia era șocată și clipea des. Cum adică tatăl meu? Nu mai înțeleg nimic. Și tatăl meu, tata Vasile, atunci cine este? Se primește că este tatăl meu vitreg. Dar asta nu este adevărat. La urma urmei, mama niciodată. Bărbatul a întrerupt brusc. Știu, Nadia, mama nu a spus nimănui despre asta și probabil că a avut propriile motive. Nu o judeca aspru. Mama ta și cu mine ne-am iubit la fel de mult ca tine și Leonid, înțelegi. Doar că am fost un prost geloas, iar mama ta e foarte sensibilă. Așa că ne-am despărțit. Și recent, într-un restaurant, ne-am întâlnit întâmplător. Crezi sau nu, dar m-am îndrăgostit din nou de Valeria. Sau, mai bine zis, mi-am dat seama că nu am încetat niciodată să o iubesc. Am văzut-o și totul în sufletul meu s-a întors cu susul în jos. Și ea mă iubește cu adevărat, simt. Înțeleg, la vârsta noastră, probabil pare ridicol din exterior. Nadia, sunt foarte fericit că ești fica mea. Știu că timpul este pierdut și tu nu mai ești un copil, dar putem compensa totul. Susținându-ne reciproc, iubindu-ne și comunicând. Mi-ar plăcea foarte mult asta. Nadia s-a apropiat de Vitalie și l-a luat de mână. Nu mă deranjează, tată. Și mă bucur pentru tine și mama îți mulțumesc că ai scos-o din rutina rurală, că nu mai trebuie să care noroi și să transporte cu tigrele. Și nu este deloc o prostie să te îndrăgostești la vârsta ta. E minunat. Vitalie și-a îmbrățișat fica. Ce femeie înțeleaptă tu și mama, sunteți dincolo de anii voștri. Trebuie să învățăm de la tine. Leonid și Nadia tocmai serveau ceai la casa tânărului. Ea i-a spus toate noutățile despre mama și Vitalie și cum și-a găsit tatăl. Tânărul a fost foarte surprins. Nina Sergivna a intrat și a tresărit când și-a văzut viitoarea Nora. Dar fiul ei a uimit-o imediat. Mama, există astfel de vești. Pur și simplu nu o să crezi. Nadia mea nu este acum doar fica unei lăptărițe, ci și o moștenitoare bogată. La urma urmei, tatăl ei este un renumit restaurator, Vitalie Meșcheriacov. Cum îți pare o asemenea întorsătură? A. Poate cel puțin acum te vei liniști în sfârșit și vei înceta să mai pui bețe în roțile noastre. Sau este o chestiune de principiu pentru tine să nu comunici cu noi? Leonid Chicoti, urmărind expresiile faciale ale mamei sale. Fața ei exprima acum întreaga gamă de emoții șoc, surpriză, rușine și stângăcia momentului. Nadia se distra și ea, acum soacra ei va fi evident mai drăguță cu ea. Nina Sergivna s-a calmat imediat, a zâmbit unctuos și a început să vorbească. Păi da eu ce sunt împotrivă? Căsătoriți-vă și fiți sănătoși. Tata și cu mine suntem doar pentru. Întotdeauna am spus, Nadia este o fată inteligentă, Va fi o soție bună și o gospodină bună pentru tine. Tinerii au izbucnit în râs pentru că femeia părea să fi fost înlocuită, ea se tot apropia de Nadia. Vitalie și Valeria au cumpărat un conac mare la țară și au decis să-l ofere tinerilor să locuiască împreună, deoarece există două etaje, cu balcoane, există suficient spațiu pentru toată lumea. Bărbatul își dorea cu adevărat să fie mai aproape de fiica sa, să o vadă mai des, să știe cum trăiește. Iar Valeria spera sincer că în curând vor apărea și nepoți. Ea va fi cea mai bună bună pentru ei. Leonid și Nadia au acceptat cu bucurie o astfel de propunere, dar au mers și mai departe. Nadia a spus: Mamă, tată, și să aranjăm o nuntă dublă. Imaginați-vă! Mama și cu mine mergem împreună la altar. Acest lucru cu siguranță nu va fi uitat niciodată, este minunat. Din nou, banchetul va trebui să meargă o singură dată, economii solide. Valeria s-a înroșit. Ei bine, nu știu, la vârsta mea este o rușine deja să fac nuntă. Mă gândeam că eu și Vitalie vom semna în liniște și atât. Altfel, oamenii vor râde. Atunci Vitalie însuși a intervenit. Ei bine, nu, draga mea. Am reușit să-mi pierd iubita fată în tinerețe așa că lasă-mă să ajung din urmă cel puțin acum. Nici tu nu ai avut o nuntă cu Vasia, așa e. Însă fiecare femeie ar trebui să aibă o rochie de mireasă albă cel puțin o dată în viață. Deci eu sunt de acord. Vom surprinde întregul oraș. Și cum rămâne cu oamenii? Nu-mi pasă de ei. Aceasta este doar viața noastră și nu privește pe nimeni. Și acum a venit ziua nunții. Vitalie și Leonid nu s-au putut opri să se uite la cei dragi. Au fost atât de fericiți. Nadia a ales o rochie zburătoare magnifică, cu o fustă și un voal lung. Arăta ca o prințesă. Valeria din potrivă a cumpărat o rochie lungă, albă ca zăpada, strânsă, brodată cu strasuri și flori fixate în loc de voal, le-a țesut organic în coafura ei. Ambele păreau pur și simplu imitoare. Nadia i-a șoptit Valeriei. Mamă, tu crezi asta? Acum câțiva ani locuiam în sat, iar tu ai vaci. Și acum suntem într-un restaurant elegant și amândouă ne căsătorim cu cei mai iubiți și de încredere bărbați. Ciupește-mă, acesta este un fel de basm sau ce? Nu-mi vine să cred. Valeria și-a îmbrățișat fica. Nici eu nu cred fică. Mi-e teamă să dorm chiar și noaptea, dintr-o dată voi deschide ochii dimineața, și nu va mai fi nimic acolo. Chiar nu speram să-l întâlnesc pe Vitalie cândva. Așa că soacra ta m-a ajutat cu asta. La urma urmei, dacă nu ar fi fost acea întâlnire din restaurant, nimic din toate acestea nu s-ar fi întâmplat. Nu e de mirare, cum se spune. Nu ar exista fericire, ne-ar ajuta nefericirea prietena Valeriei, Elena, a alergat spre ei și a spus. Ei bine, fetelor, să bem ceva. Pentru voi. Sunt atât de fericită. Mulțumesc, Valeria, că m-a invitat. Nu am fost niciodată într-un loc atât de elegant în viața mea. Valeria a râs. Cum aș putea să nu te invit? Suntem împreună încă din copilărie. Iată Nadia ne va face o nepoată și vom merge și la botez, da fică. Să nu lungești timpul cu asta. Nadia a zâmbit viclean. Apropo, mamă. Nu ești deloc bătrână, așa că poate fratele meu se va naște primul. Orice se întâmplă. Toată lumea a râs împreună și au băut șampanie. Sărbătoarea a fost un succes. Nina Sergivna și Vadim Petrovici s-au aplecat asupra lui Vitalie și Valeriei. Toată lumea a încercat să remedieze relațiile deteriorate anterior. Abia acum și-au dat seama că nu poți judeca oamenii doar după hainele și poziția lor în societate. Principalul lucru la o persoană este sufletul, bunătatea și capacitatea. Dar Valeria și Vitalie nu erau oameni răzbunători femeia s-a apropiat pașnic de Nina Sergivna și a spus. Ei bine să bem pentru fericirea copiilor noștri. Sau încă nu ești mulțumită de această nuntă? Femeia a înroșit a coborât ochii și a răspuns. Să mă ierți, Valeria, că te-am tratat atât de crud atunci. Și eu am fost cea care i-am spus soției lui Vitalie totul atunci. Nu știu ce m-a apucat. Și acum e foarte rușine. Și înfricoșător. La urma urmei, aș fi putut distruge fericirea fiului meu cu propriile mâini. Este bine că Leonid s-a dovedit a fi mai deșteapt decât soțul meu și cu mine, și a stat ferm pe părerea sa, apărându-și dreptul de a iubi. Valeria a zâmbit. Știu, Nina, că tu ai aranjat totul. Dar, crede-mă, îți sunt chiar recunoscătoare pentru asta. Sincer. În primul rând, dacă nu aș fi venit atunci la restaurant, nu l-aș fi întâlnit niciodată pe Vitalie. Și în al doilea rând, dacă nu ai fi făcut un scandal sălbatic cu Tamara, atunci Vitalie și cu mine nu am fi îndrăznit să ne mărturisim dragostea unul altuia mult timp. Deci totul este doar pentru cele mai bune. Nu sunt supărată. Dar să ne oprim aici. Acum suntem o familie și vreau pace și liniștenia. De acord? Nina și-a ridicat fericită paharul. Sunt de acord. Pentru două familii noi simultan. Fiți fericiți!